Dumitru, nu mi-a plăcut niciodată să vorbesc despre mine. Cred că e o visătoare. Carina e o visătoare, cu siguranță. Spirit artistic, clar. Încerc pe cât posibil să las arta să mă consume. Carina de la Phaser aici. Sunt o călătoare a sunetelor care explorează nuanțe muzicale pentru a împărtăși povești unice. Povestea Carinei Dumitru, care se împletește cu trupa Phaser, începe din 2007, colegi de liceu fiind. Ne-am întâlnit, de fapt eu am fost sugestia profesoarei noastre de muzică, doamna Rodica Bădescu, pentru că eu eram în cor și băieții căutau pe atunci un vocal pentru trupă, sau mă rog, o vocalistă, și profa le-a spus, de ce nu luați pe Carina? Eu eram la momentul ăla și colegă de clasă cu Răzvan Pomoja, fostul nostru chitarist, pentru că în formula aia începuserăm, Răzvan la chitară, Radu Raț la bas, eu la voce, Lucian Oprișan la clape și aveam un prieten la tobe din Reșița, care era cu un an mai mic decât noi, drept dovadă, când am terminat noi liceul, ne-am mutat în Timișoara și el a rămas acolo și s-a schimbat puțin componența trupei. Povestea mea legată de muzică este de când eram mică, așa, poate nici un metru și un zâmbet. E din familie, pentru că bunicul meu a fost toboșar și trompetist în tinerețe. Unchiul meu a vrut și el să învețe la tobe, a învățat puțin, dar s-a lăsat, tata la chitară. Și atunci cumva muzica a fost mereu prezentă în familia noastră. Cântam prin casă cu peria de păr în mână, cu tubul de spray la duș, adică nu mă puteam opri din cântat. Și atunci cumva arta muzicală și plastică a făcut mereu parte din mine, efectiv, ca și persoană. Și treaba cu arta plastică vine tot de la tata. Lui îi plăcea foarte mult să deseneze și cumva mi-a insuflat și mie chestia asta. Știu că aveam cărți de colorat, îmi luam foi și încercam și eu să fac conturul unui cal, de exemplu, să văd ce-mi iese. Ulterior, evident că s-a transpus și în design vestimentar pentru păpușile mele, pentru că voiam să le fac haine mai interesante decât cele cu care veneau la pachet în cutie. Și ulterior la hainele mele, modificam tricouri, cămăși, tot ce găseam prin dulap, pantaloni. Prima și prima oară când am început să cânt a fost în clasa 1, când am și urcat pentru prima oară pe o scenă într-o sală de spectacole. Cu siguranță o să-mi amintesc tot în torezul vieții de momentul respectiv, pentru că a fost marcant, nu, într-un mod foarte frumos și a fost și amuzant. Mi-amintesc că în momentul ăla cred că cântam Frumoasă e vecina noastră. Ăsta a fost începutul, mai apoi am tot cântat la tot felul de serbări la școală și în liceu, în clasa 9, am intrat în corul școlii, coordonat de doamna noastră profesor de muzică, Rodica Bădescu. Dar asta se întâmpla când eram elevă la, pe atunci, liceul teoretic Traian Lalescu din Reșița, a devenit ulterior Colegiul Național Traian Lalescu din Reșița. Și ne iubește și lasă, dar cine iubește? Dumnezeu să-i
povestea Phaser de a începe, după cum spuneam, de la doamna profesor cu mine, efectiv, în componența trupei. Am făcut mai multe formule și la un moment dat am zis, ok, asta rămâne stabilită, noi cinci suntem, avem un concert în 8 martie, n-avem nume, ce facem? Caută pe toate etichetele, pe tot ce se putea găsi în sala de repetiții și până la urmă Radu, basistul nostru, și Răzvan, chitaristul de atunci, primiseră o pedală de la un domn și pedala aia se numea Phase Shifter. Și a rămas Phaser, așa, am zis, ăsta-i numele, hai, cu asta mărșăluim de acum înainte. Trupa a început cu niște repetiții la, într-o sală de ședințe a companiei unde lucra mama lui Radu, basistul nostru. Și la un moment dat știu că ne-a vizitat domnul Ovidiu Roșu, care pe atunci deschisese un bar foarte fain de rock în Reșița. Și ne-a ascultat, aveam cred că vreo 2 sau maxim 3 piese la momentul respectiv scrise la Radu în dormitor. Pe atunci ne-a mai ajutat și mama lui cu versuri. Și i-a plăcut, cred că i-a plăcut cumva și entuziasmul nostru și a vrut să ne dea pe calea asta o șansă și a spus, da, haideți, cântați într-o seară la mine, la crâșmă. Cariera mea este cariera trupei Phaser, chiar dacă am urmat și cursurile Facultății de Arte și Design din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Spuneam că este cariera trupei Phaser pentru că niciodată nu m-am văzut făcând altceva în afară de muzică. Participarea la Eurovision a fost o experiență foarte faină. Orice participare la concurs, cred că cumva, chiar dacă nu l-am câștigat, ne-a întărit și ne-a făcut văzuți lumii, dar și oamenilor de acasă. La Eurovision am decis să participăm cu o piesă în franceză, cumva, în primul rând pentru că mie limba franceză mi-este foarte dragă și bacul oral la limba străină l-am dat la limba franceză și nu la engleză. Și cred că odată cu Purtoaie Purmoa, pentru că așa se numea piesa, am descoperit că putem să scriem noi, să ne facem piesele așa cum vrem noi, să ni le producem așa cum simțim. Și am făcut-o, ăsta ar fi primul motiv pentru care am făcut în limba franceză piesa și ne-am și gândit că e ceva mai aparte, adică ok, toată lumea compune în română, în engleză, hai să ieșim puțin din tipare. Virai puță, fidă, după Eurovision am participat în anul următor, dacă nu mă înșel, la X Factor, singură. Mi-e tot timpul greu să fiu cumva singură, pentru că sunt obișnuită să iau pe băieți în spatele meu, să-mi țină spatele cum ar veni și să îi știu mereu acolo, am o siguranță mai mare când îi am, dar știam că sunt oricum în culise și mă susțin și îmi fac galerie de acolo și atunci am mai respirat puțin ușurată, dar nu pot să zic, am emoții mult mai mari când sunt singură pe o scenă. Cu siguranță consider că ei sunt suportul meu moral, de sprijin și așa mai departe, de insuflat de energie ca să pot să performez așa cum trebuie, probabil și prin prisma faptului că am pornit într-o trupă, nu ca un om care cânta singur, poate cu negative sau așa mai departe. Pornind ca și un grup, așa m-am obișnuit eu personal să iau mereu lângă mine și mi-e puțin greu fără ei. Știi că poți.
totul începe cu o călătorie și noi ne-am considerat, avem și piesa Călători, drept dovadă, și toată călătoria asta începe odată ce noi compunem piesele. Cumva noi atunci când compunem, în capul nostru deja este dezvoltat un concept de videoclip. Ce am putea să facem, ce mesaj, am văzut o imagine foarte faină sau un serial sau nu știu, mi-a plăcut locul ăla, hai să vedem cum am putea să încorporăm asta în text, cum am putea să încorporăm asta într-o poveste. Deci toate se leagă deodată și ulterior se transformă în videoclipuri după posibilități, dacă se poate. Am început în Timișoara pentru că am considerat ăla ca fiind un nou punct zero de pornire pentru trupa Phaser și odată cu piesa Purtoaie Purmoa filmată în Piața Unirii, așa un one shot, de fapt împărțit în trei shoturi foarte mari, dacă greșeam pe parcurs trebuia să reluăm totul de la început. Mai apoi am filmat M-a aprins tot în Timișoara, am încercat să avem și landmark-ul catedralei în cadru, am filmat pe biblioteca de la facultatea de la Universitatea Politehnică. Și așa cum spuneai, totul devine o călătorie și mai mare, că pentru că am vrut să depășim cel puțin prin călătorie, în primul rând, limitele țării. Sperăm că la un moment dat să le depășim și muzical. Mereu ne-a plăcut să ne challenge-uim cumva, mai ales când a venit vorba de videoclipuri, să facem, așa cum spuneam, lucruri mai spectaculoase și da, ne-am reîntors și pe plaiurile natale în județul Caraș-Severin. Am filmat Copilul Lunii, cred că a fost cel mai greu videoclip pe care l-am filmat. 4 zile de filmări la minus 15 grade pe mal de lac, în pădure, în satul bunicii mele, Bucova, la Ochiu Bay, în Sasca Montană, dar a fost foarte fain. Adică eu n-aș da pe nimeni cu experiențele astea, pentru că rămâi cu amintiri super faine și mai și vezi ulterior rezultatul și te gândești, uai, toată munca aia și tot frigul îndurat sau poate căldura extremă îndurată, că noi cumva suntem niște oameni ai extremelor, ori filmăm pe foarte frig, ori pe foarte cald, sunt rodul acestei munci. Am răspuns cu drag și invitației de a fi parte într-un scurt metraj. Eu zic că a ieșit ok până la urmă, deși nu am studii în domeniu. Am acceptat cu brațele deschise pentru că consider că orice experiență de acest gen te îmbogățește din toate punctele de vedere, ca și caracter, ca și bagaj de cunoștințe și așa mai departe. Eu mai cochetasem, așa cu ghilimelele de rigoare, cu actoria și în videoclipurile noastre. Cred că cel mai amplu rol, să spun, pe care l-am avut a fost în videoclipul piesei Fapte nu vorbe, care iarăși a fost un videoclip foarte amuzant de filmat. Am filmat împreună cu Michael, el a fost actorul principal din videoclip și era o relație care este puțin shaky așa și trebuia să jucăm rolul unor îndrăgostiți. Și atunci ne hârjoneam, a fost ceva foarte drăguț și mă bucur că feedback-ul din partea regizorului și cameramanului, Ionuț Trandafir, a fost ok și m-a împins așa de e bine ce faci. La fapte schimbi iubitule, nu te pricep prea bine.
am început să facem și muzică de teatru și efecte speciale pentru piese, pentru că venise pandemia, ca și activitate muzicală noi nu mai aveam ca Phaser, pentru că astea au fost vremurile. Și acolo pionul principal este Radu, basistul nostru. Eu sunt un fel de coproducător, asistent de studio acolo și l-am ajutat într-o serie de piese de teatru la care el a lucrat ca și inginer de sunet, producător de muzică și sound effects designer, dacă vrei. Tot în pandemie s-a născut și proiectul Mademoiselle Claudette. Era ceva pe care voiam să... Era ceva ce voiam să facem de multă vreme, mai ales fiind dragostea mea pentru limba franceză, și atunci a luat naștere Mademoiselle Claudette, care este un trio, de fapt. Eu sunt personajul principal, sau mă rog, alter ego-ul meu, domnișoara Claudette este personajul principal, dar în spate, ca și producători, îi avem pe Radu, basistul nostru, și fostul nostru chitarist Vlad Rădoi. Are legătură cu faptul că mă cheamă și Claudia, iar și amuzant, ne-am întâlnit în pandemie, hai să facem ceva muzică nouă, tot de mult voiam să lucrăm în formula asta, să facem piese și ok, hai să-i găsim nume. Păi, mă cheamă Claudia, hai cu Mademoiselle Claudette. Da, sună bine, chiar sună bine, și a rămas Mademoiselle Claudette. Momentan, proiectul Mademoiselle Claudette nu este foarte cunoscut, deși avem bucuria să fi ajuns la RFI cu piesa și pentru un interviu la Radio RFI. Și așa, încet, încet, o luăm cu pași mărunți. Din păcate, poate nu investim atât de mult timp cât am vrea, pentru că suntem fiecare dintre noi ocupați cu multe alte proiecte și este vara, toamna, este o perioadă destul de ocupată anului și atunci tindem să lăsăm puțin pe planul 2 acest proiect, dar odată ce o să găsim timp și vrem să găsim timpul respectiv, o să investim mai mult. Piesele trupei Phaser se nasc, în general, pentru că mie mi-e cel mai ușor, de la liniile muzicale, de la instrumental. Un instrumental deja făcut de băieți, pe care eu pot să fac ulterior o linie vocală și pe urmă să-mi așez cuvintele, să-mi așez versurile în așa fel încât să intre în cadența respectivă care mie îmi place ca și linie. Se înregistrează liniile alea cu voice memo-uri pe telefon, se ascultă după aia care e cea mai faină, hai să facem o combinație între ele, sau sunt care ne plac din prima, sau care ok, hai să o lăsăm pe mâine, că astăzi nu ne mai place nimic. Și deci pentru mine personal, pornind de la instrumental, mi se pare cel mai simplu și la îndemână. Cea mai de succes piesa a trupei Phaser, dacă ne uităm după vizualizări și amploarea pe care a avut-o, aș zice probabil Fapte nu vorbe. Având în vedere că suntem 5 oameni în trupă, tot timpul am avut preferințe destul de variate. Personal, piesa mea preferată din tot ce am lansat până acum este Copilul Lunii, cu cel mai amplu și cel mai fric videoclip. Dar și este ceva mai deosebit ca și piesă. Se leagă pe albumul nostru Început de Univers, se leagă oarecum cu Sânge Rece și cu Anonim, nu cu Anotimp, ca și un stil puțin mai altfel decât restul pieselor de pe album, restul de 13 piese. Am vrut să facem ceva mai interesant, cumva poate mai mistic, să fie ceva mai altceva, ca mesaj, ca sunet, efectiv, să fie o experiență. Trupa Phaser are un album oficial, Început de Univers, care conține 16 piese, născute în pandemie, vezi, a fost încă un plus pentru noi care s-a întâmplat în pandemie, pentru că probabil dacă nu am fi avut acel moment de respiro, nu am fi făcut albumul și nu ne-am fi focusat să facem 16 piese și tot ce trebuie, așa că a fost perfect. Lumea zice în general că în secolul 21 nu mai are niciun sens să scoți un album fizic și da, cumva așa este, ai toate platformele de streaming la îndemână, nu mai e necesar să scoți un album în format fizic, lumea poate nu neapărat, nu mai cumpără neapărat CD-uri, și atunci am zis că ok,
dacă tot îl scoatem în format fizic, hai să fie ceva super deosebit. Hai să-i facem un packaging așa, ca la carte, cum, nu, mă rog, s-a mai văzut, dar să încercăm să facem ceva special cel puțin pentru România. Și l-am făcut sub formă de carte, cu niște poze cu noi, am făcut niște shooting-uri așa mai feng shui, ne-am îmbrăcat în cosmonauți, să zicem, oarecum cosmonauți extraterestri, am pozat și la Râpa Roșie, pentru că acolo este un scenariu de parcă am fi pe Marte. Și la finalul am trecut versurile în el, versurile pieselor, și la final ultimele pagini sunt fazele lunii, și pe măsură ce dai fiecare pagina faze cu propria faza lunii, ajungi la Sidiu, care este o lună plină. Viitorul trupei Phaser este intrarea din nou în studio și compus de piese. Cel mai probabil, mai ales că la o trupă cumva se simte așa nevoia de a face un album. Single-urile sunt mai la îndemână, vor mai fi probabil și single-uri, dar lucrăm să facem un nou calup de piese și să le punem într-un album. Nu știm dacă va mai fi în format fizic de data asta, dar cu siguranță mergem spre punctul ăla. S-au schimbat și gusturi, ne-a schimbat noi efectiv în felul în care abordăm muzica, în felul în care abordăm viața și temele pe care vrem să le punem în piesele noastre. Drept urmare, sigur că este arta în general, este într-o continuă schimbare.